O invităm în aceste momente pe Olga, cea care o să ne povestească cum a făcut cunoștință cu tine și de ce a decis ca să te ajute pe tine în organizarea acestui concert. Salutare! Bine ai venit, fotoliul îți aparține. Cum l-ai cunoscut pe Tudor? Îți amintești? Da. Pe Tudor l-am cunoscut la un eveniment, la un concert de caritate, la care el m-a rugat frumos să particip. Și cu mare drag am acceptat, fiindcă este imposibil așa ceva să nu participăm. Și ați mai lucrat împreună? Da, sigur. Noi am lucrat la multe concerte de caritate, că cum v-a spus, eu dacă sunt în scaură cu rotile, ajut și eu multă lume, că într-adevăr trebuie de făcut un bine și la alții, chiar dacă am și eu nevoie. Și... Chiar și săptămâna trecută, da, pare-mi că săptămâna trecută a fost organizat un concert pentru Ina Bârcă, Buruiană, la care a fost sala plină, arhiplină. Și acum e rândul tău ca să aduni bani pentru tine, pentru nevoile tale. Am văzut pe afișul evenimentului că sunt nume mari. Da, sunt foarte mulți artiști, foarte mulți prieteni care s-au alăturat să fie alături de mine. Și le mulțumesc la toți artiștii. Ia, hai să spunem măcar vreo câteva nume, ca să vadă cei de acasă pentru ce trebuie să vină la concert. O să fie Ion Soroceanu, Mariana Mihailă, Aurica Cordeneanu cu Valeriu Cordeneanu, Olga Crivorocico, Mariana Șura. Uai, sunt foarte mulți. Să nu-i scape urmă, că o să se... O să mă ierte, cred că... Da, nu e nicio problemă. Când sper că o să reușești să aduni acești 22.000 de euro. Că dintr-un concert nu cred că e real să aduni atât de mulți bani. Sigur, poate am mai privit emisiunea, poate s-a găsit oameni cu suflet mare care într-adevăr să-l ajute, că este un om de bun, fiindcă de fiecare dată când trebuie de ajutat pe cineva, el de fiecare dată sare în ajutor, dar când ajungem să-l ajutăm pe el, ori suntem prea ocupați, ori ceva, dar în asta dată am zis că uite, o să mergem așa să te ajutăm pe tine, că tu ești, este ultima ta șansă și tu trebuie să mergi. Da, eu înțeleg că nu sunt bani, dar oricum. Mână de la sunt, mână. Da, mână de la mână și sunt foarte multă lume care e cu sufletul mare și cu inima mare. Tudore, cât ai stat? Vezi, mie îmi place să vorbesc deja la trecut. Cât ai stat în scaunul cu rotile? În scaunul cu rotile a stat 13 ani. 13 ani. Din 2000, acum am plinit 14 ani mai. Care a fost cel mai greu moment pentru tine, pentru că până atunci erai pe propriile picioare? Care a fost cel mai complicat lucru care ți s-a dat, aflându-te, iată, într-un scaun cu rotile? Cel mai greu pentru mine era când știam că nu puteam să mă duc pentru mine, că nu aveam comodități, să mă scuzam nici baie, nici să fac problemele mele care am nevoie. Și când plecam pentru mine afară, trebuia să merg în mâini. Trebuia să fiu julit și la picioare și la mâini. Eu dacă mâinile scurte, picioarele scurte, nu mi-era comod să merg pe jos. Dar merge cu căruciorul prin cameră la mine unde trăiam, era foarte, foarte greu, că praguri mari, dar luptam așa. M-a mai fost greu că mai mică poate pleca la pe deal, ca la țară. Și că știm că am nevoie de o cană de apă și nu avea cele să deie. Nu vă pot spune. Ei, dar iată, cu ajutorul oamenilor cu inimă mare, ai reușit să-ți construiești o căsuță după nevoile tale, adaptate înălțimii tale. Și acum este mult mai ușor, pentru că am fost și eu la el în ospeție. A scos repede din frigider, a așezat masa. E o gazdă foarte bună și dacă o să-l cunoașteți dincolo de aparență, pentru că noi cu toții, din păcate, judecăm după aparență și după stereotipuri, dar dacă o să descoperiți omul din el, e un om foarte, foarte bun, foarte deschis și foarte corect în multe abordări. O să ținem pumnii și o să adune banii. Sunt sigură de asta. Să dăie Dumnezeu, că într-adevăr, și vreau să vă spun că deja
10.000 de euro sunt grămădiți, mai avem nevoie 12.000 de euro. Ei, încă un hop. Și o să fie bine. Draga mea, tu astăzi, dacă el a cântat o melodie despre tată, tu urmează să ne cânti o melodie despre mamă. Ce relație cu mama ai? Sau e o poveste frumoasă în spatele acestei povești? Sau e o poveste dureroasă ca la... Nu este dureroasă. La mine mama este în viață. Mulțumesc Domnului. O piesă frumoasă de mama, scrisă de Viorel Mahu, aranjamentul Ivan Linkovski. Este tematica piesei ceea ce am simțit eu când eram copilă. Când am vrut să devin pe scena mare, am vrut să devin o artistă, o interpretă. Și iată că e ce, s-au realizat. Ce, și-a dorit și mama, și-a dorit și fiica. Mama, da. Sigur. Pentru că nu orice mamă dorește ca fetele să fie artiste, pentru că nu e așa de ușoară munca asta. Piesa este dedicată, într-adevăr, mamei, la care îi transmit multă sănătate. Și în ce sper sat că sau în ce localitate? Este în raionul Ștefan Vodă, din satul Volintiri, de unde este și regretata Maria Bieșu. Noi suntem consăteni. Vă trageți dintr-un neam multă sănătate. Și dintr-un sat talentat. Da, da. Sănătate tuturor celor din Volintiri, din Ștefan Vodă. De fapt, salutări tuturor mamelor care în aceste momente se uită la emisiunea noastră sau celor care urmează să devină mame. Te invităm, Olga, să ne cânti această melodie. Și cu această melodie vom încheia emisiunea de astăzi. Pe 26 martie vă îndemnăm să... 24 martie vă îndemnăm să mergeți la concertul de caritate, pentru ca să fie adunați cei 12.000 de euro care încă au rămas pentru ca Tudor să poată să meargă la un tratament în Bologna, Italia, și de acolo să se întoarcă pe propriile picioare. După 13 ani să poată merge din nou, iar noi putem să oferim această șansă. Șansa de a avea o mamă alături pe care să o suni, să-i spui te iubesc și îți mulțumesc pentru tot. O avem majoritatea dintre noi. Luați telefonul și după ce se încheie emisiunea noastră, sunați-o și spuneți-i că o iubiți. Pentru că după melodia pe care urmează să ne cânte Olga, nu cred că n-o să faceți acest lucru. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară frumoasă în continuare. Atunci când învecheai copilăria și încântai în leagănul cel sfânt, de-atunci eu port în suflet melodia care, măicuță, azi vreau să-ți-o cânt. Bătea un vânt ușor de primăvară și iernile-și cerneau zăpada lor. Eu azi, măicuță, pentru prima oară la fel vreau să te cânt cu drag și dor. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrima-n vramă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, azi vreau să-ți cânt, să mă închin ca la Ioană. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrima-n vramă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, azi vreau să-ți cânt, să mă închin ca la icoană. Atunci când m-ai pornit în lumea mare, ai plâns cu dor și-n șoapte mi-ai cântat. De-atunci eu cântul tău peste hotare într-un spre casă și-n pragul casei vreau să te găsesc. Că ești, măicuța mea, cea mai frumoasă
mulțumesc. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrimă-ne framă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, azi vreau să-ți cânt, să mă închin ca la icoană. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrimă-ne framă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, azi vreau să-ți cânt, să mă închin ca la icoană. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrima mea framă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrimă-ne framă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, azi vreau să-ți cânt, să mă închin ca la icoană. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, n-ascunde ochii tăi și lacrimă-ne framă. Măicuța mea, măicuța mea, măicuța mea, azi vreau să-ți cânt, să mă închin ca la ei.